În mai multe zone din oraș, locatarii au construit garduri în fața scărilor de bloc pentru a restricționa accesul celor care comit fapte antisociale. Cei care vor să ridice astfel de garduri, dar și cei care le-au construit deja, trebuie să transmită o solicitare în acest sens către Asociația de Proprietari din care fac parte, precum și către administrația locală. Iată ce părere au locuitori ai Romanului despre acest lucru. Locuiți la bloc? Da. Și aveți gard în jurul blocului și la acces, gard de fier? Nu. Dar credeți că este benefic ca toți locatarii să aibă așa gard la bloc? Păi, dar facem fiecare cum vrea, nu. Blocurile trebuie să fie normal, cu spațiu liber, cu spațiu dacă verde. Dacă se dorește, locatarii pot trimite la asociație o cerere, iar asociația la primărie și se poate împrejmui cu... Se poate împrejmui? Da. Credeți că e benefic, un lucru benefic, dacă ar fi? Dacă ar exista un astfel de gard? Știe. Dacă apartamentele sunt proprietate și asociația de locatari dorește împreună cu să creeze un parteneriat cu locatari, atunci da. Dacă, dar de ce ar fi benefic un astfel de gard? Dar nu prea îl văd eu benefic. Lăsați să privim cerul așa mai liber, fără atâta garduri. De ce garduri? Mai bine niște ronduri cu flori și copaci. Mulți copaci care să ne dea... Gardurile alea vii. Da, garduri, dar vii. Știți, gardurile alea de copăcei mici, cum am văzut în străinătate peste tot, nu sunt garduri care să împrejmuiască blocurile sub nicio formă. Da. Sub nicio formă. Și mai mult spațiu pentru a respira noi romașcanii. Copaci, și mai lăsați copacii să trăiască. Copaci... Când venim de la plimbările noastre matinale, nocturne, parcă trecem prin pădurea spânzuraților. Așa arată orașul. Locuiți la bloc? Și aveți gard în jurul blocului de fier? Care să împrejmuiască blocul? Nu. Dar credeți că ar fi bine dacă tot locatarii ar dori asta, că cine dorește poate să facă o cerere către asociație, asociația către primărie și să se îngrădească blocul și accesul cu gard de fier? Nu-i văd rostul. Dar e benefic sau? Păi nu-i văd rostul. De ce? Asta. La ce-l folosi? Unii oameni doresc, de exemplu, unii locatari. Da, pentru ce anume? Spun ca să nu mai intre oamenii, să aibă acces doar cei care locuiesc în acel bloc. Da, nu mi se pare ok. Spațiu public, eu știu. Nu. Nu este un lucru benefic. Nu este. Pentru că, în primul rând, nu sunt grijite unele și apoi ocupă spațiu. Păi acolo, de exemplu, la bloc la noi, se pot face locuri de parcare dacă se desființează gardul ăla viu. Nu? Și nu văd de ce. S-au desființat pe Bogdan Dragoș, pe în altă parte, foarte frumos. Eu stau pe Sucedava, chiar lângă poligon acolo. Este un cartier foarte frumos, foarte curat. Dar gardurile astea nu sunt benefice într-adevăr. Cel nici nu sunt estetice. Cel de fier sau? Dar de fier nici nu există, cred că. Cine își dorește să-și pună, poate să-și pună. Credeți că locatarii... Dar nu e corect. Locul ăsta nu e al primăriei. Pentru ce să abuzeze el de teren? Păi nu, locatarii pot trimite cerere la... N-au trimis. Au făcut ei de la sine putere. Credeți că mulți au făcut de la sine putere? Da. Majoritatea, da. Cel puțin acolo unde locuiesc eu. Dar de ce credeți că își pun garda așa de fier? Dom'le, mulți la parter n-au, cum să zic eu, balcon să întindă rufe. Sau eu știu ce, mai pun acolo resturi de ceva, nu știu de ce. Mai pun straturi, mai pun flori. Dom'le, nu știu, eu nu cred că e frumos. Bine. Nu știu să vă spun. Dar dumneavoastră vă spune dacă... Nu. De ce? Nu trebuie. Considerați că e mai bine gard viu? Mai sau? Liber. Dumneavoastră ce părere aveți? La fel. Dar nu avem nevoie. Ca să fie închis. Noi nu avem nevoie. Nu sunt de acord că trebuie să ai tot timpul chei. Să aibă locatarii chei. Păi, tocmai de asta vor să pună ca să interzic accesul altor persoane să fie numai locatarii. E un lucru bun, benefic, să ai? Ei, dacă te gândești așa... Depinde câți copii intră acolo și câți fumează și câți se droghează. Aici unii aici stau, eu vin în spate aici elevi și nu prea îmi place, fac mizerii. Mizerii fumează, strughează, asta fac. Deci e benefic și un astfel de gard și de poartă de fier. Nici nu avem cum. La noi a fost gardă, o lua poarta de aici, de la liceu, cu eu stau drept la blocul ăsta de aici. Nici nu ne-am gândit, nici nu avem cum. Și vin elevi și nu... Cererea către primărie se lasă la biroul unic însoțită de date de contact ale solicitantului și trebuie să conțină motivele pentru care se dorește construcția gardului. Cei care construiesc garduri fără acceptul primăriei și al asociației riscă amenzi.